distanță la kilometri, trebuia să-i pui un lighean și un vas cu apă, să spele picioarele de praf, să se răcorească. De Simon Petru, Simon Leprosul, nu respectase tradiția care era în firea evreilor. Sărutarea nu mi-ai dat, după cum se cuvine. Ori femeia aceasta mi-a spălat picioarele cu lacrimi și în loc de prosop sau de ștergar, și-a folosit propriul său păr. Și cu părul capului mi-a șters picioarele mele prăfuite. Din pumnul ei, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, a făcut un vas, a făcut un lighean în care a pus apă. Ochii ei au devenit izvoare adânci, de care vorbește profetul Ieremia și Ezechiel, din care curge apă curată. Din ochii ei a curs aceste lacrimi curate de dor, de teamă, de mulțumire față de cel care o iertase. Cu unde lemnul mi-ai pus capul meu? Pentru că era iarăși o tradiție ca atunci când aveai un musafir de vază, să-i speri picioarele, să-i le ștergi, să-i dai ceva să răcorească, fie un pahar cu apă, cum zic profeții, și Mântuitorul cine dă un pahar cu apă rece, plată de proroc va avea. Și mai era tradiția la ei, pentru a te răcori, să-ți dea un pahar cu lapte acru. De la oi, sau de la cap, sau de la cămile, pentru a se răcori musafirul, cel care călătorise pe drum. Numai uns cu mirul care se cuvenea, ea însă m-a uns cu mir de scump preț, din alabastru, niște vase speciale, care se aduceau tocmai din India, și vă dați seama cât se cheltuia pentru acest vas de mir, în care erau păstrate cele mai scumpe miruri, cele mai aromate, pentru a se unge musafirii de vază sau a se unge morții pentru mormântare, așa cum citim că femeile mironosițe, avind în dimineața învierii, pentru că n-a reușit să pregătească trupul Mântuitorului cu aromate, și dis de dimineață, în ziua întâia săptămânii, au venit spre grădina unde era mormântat Hristos. Vedeți că Mântuitorul Hristos folosește niște cifre. 50 de dinari și 500 de dinari. Să nu credeți, frățiile voastre, că atunci când a spus această parabolă, această pildă, Mântuitorul Hristos a folosit la întâmplare aceste două cifre, 50 sau 500. Ele au o taină. Ele sunt un simbol pe care, în general, profeții Vechiului Testament pomeneau de aceste numere. Ați auzit de sabat? De săptămâna sabatică? Cele 7 zile care fac sabatul? Ați auzit de anul sabatic? Din 7 în 7 ani era anul sabatic, 6 ani se lucra pământul, iar în anul al 7-lea se lăsa liber. Nu se ara, nu se semăna, nu se prășea, ci trăiau cu ceea ce producea holdele respective, sau via, sau pomii, fără să se taie, să curățească via. Din 7 în 7 ani, și uite așa,
mergând și adunând anii sabatici, 77, 49 și al 50-lea an era anul jubiliar, era anul eliberării, era anul când se întorceau toate proprietățile la cei care le-au pus amanet, că nu puteau să-și plătească datoriile cum e acum la bănci. Ori în anul jubiliar, anul 50, se iertau toate datoriile. De aceea, prorocul David a compus Psalmul 50, tocmai pentru a cere iertare de la Dumnezeu, când greșise și căzuse în păcat cu soția lui Urie, generalul Urie, cu Batseba, din care a născut pe Solomon. Psalmul 50 este psalmul umilinței, este psalmul zdrobirii de inimă, este psalmul prin care se cere iertarea lui Dumnezeu. Ori 50 dovadă că Mântuitorul Hristos a iertat pe această femeie de păcatele ei și de ce îi spune vei fi iertată pentru credința ta. Ori 500 de dinari înseamnă anul jubiliar înmulțit cu 10. Ce însemna acest 10 pentru evrei? Însemna legea, decalogul. Ori mulțeau decalogul, legea, cele 10 porunci din Vechiul Testament cu anul jubiliar și dădea 500. Lucru care ne duce mai departe în Vechiul Testament și ne gândim la profeția prorocului Daniel, capitolul 9:27, unde vorbește prorocul Daniel în Babilon despre cele 70 de săptămâni de ani, anii care vor trece până la eliberarea poporului din Babilon și până la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Iată că toate aceste numere, cifre pe care le pomenesc evangheliștii, ele nu sunt puse la întâmplare, când a venit lor așa un număr și l-au aruncat acolo în discuții, ci toate aceste numere ascund o taină lor. După cum și numele din Vechiul Testament avea o taină, ascundea o taină. Le spuneam preoților la grad, al altul miercuri, vorbind despre patriarhul Avraam. Din Avraam, îi zice Avraam, dintr-un păstor sau cioban, el devine tată a multe popoare. Sau Rebeca, sau Rahila, care înseamnă mielușa, cea din care s-a născut neamul evreiesc, fiind soția patriarhului Iacob. Iată numele fiecăruia poartă taină în el și ele duc mai departe această taină și se revelează atunci când vrea Dumnezeu. Sfinții Părinți au pus această pericopă de care vorbeam de ziua cuvioasei Parascheva. Să se citească de ziua praznicului, cum spunem noi. Pentru că au gândit ei că pocăința cuvioasei Parascheva, rugăciunile cuvioasei Parascheva, milostenile cuvioasei Parascheva, nevoințele cuvioasei Parascheva, se aseamănă cu această femeie care s-a apropiat atât de mult de Mântuitorul Hristos și care a rămas lângă picioarele Lui, cum citim în altă pericopă cu Marta și cu Maria. Marto, Marto, de multe te îngrijești, te silești, Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. A renunțat la gospodărie,
a renunțat la pregătiri, s-a așezat la picioarele Mântuitorului și asculta, îi sorbea cuvântul de învățătură și nu se dădea dusă de lângă el. Așa cum citim în altă pericopă, când trebuia și spune că să plece ucenicii și mulțimile, iar ei strigă în gura mare, Doamne, unde ne vom duce de la Tine? Pentru că numai Tu ai cuvântul vieții veșnice. Cu altă ocazie spune, niciun proroc n-a făcut ceea ce face omul acesta când a tămăduit ochii orbului de la Siloam. Ori cuvioasă Parascheva, deși n-a trăit în vremea Mântuitorului, deși născută la 11 secole de perioada Mântuitorului, totuși mergând așa cum își aduc bunicii și părinții copiii la biserică, a ascultat cuvântul Evangheliei de la Marcu 8:34. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea sa, să mă urmeze mie. I s-au întipărit acestei copilice de 10 ani, ascultându-l la preotul satului. Le-a pus la inimă și a trăit, a gândit, a meditat, a rumegat la ele ce vor însemna aceste cuvinte, ce a vrut să spună Mântuitorul. Și când a ajuns la o vârstă de înțelepciune, și-a dat seama că nu e vorba cu o cruce de lemn în spate, ci așa suma crucea Mântuitorului, care înseamnă Evanghelia. A trăi Evanghelia, a predica Evanghelia, a-și pune viața în acord cu Evanghelia, cu postirea, cu rugăciunea, cu milostenia, cu nevoința, cu privegherea, lucruri care i-au înnobilat ființa ei, care au purificat-o, care au făcut o străvezie, care a făcut trupul aproape nemuritor, am putea spune. Și-a luat această cruce devenind călugăriță. Și-a ajuns până la